să vorbim despre legea 15, s-au identificat aproape 60 de parcele. Trebuia să primim în această săptămână cărțile funciare, nu le-am primit, probabil că o să le primim săptămâna viitoare. Comisia a început să analizeze dosarele, sunt multe dosare incomplete, persoanele care au dosarele incomplete vor fi anunțate, vor avea un timp limită prin care să vină să completeze acele dosare. Se reevaluează rapid, practic se punctează cu ce anume se aduce la dosar ce era lipsă și 60 de persoane vor fi puse în posesie. Ca să nu fiu acuzat că îmi fac campanie și că pun în posesie înainte de alegeri, punerile în posesie vor fi făcute după data de 9 iunie, deci după alegeri. Așa că cei care au dosarele de legea 15 pot fi liniștiți că vor respecta tot ce înseamnă legislație. Un singur lucru o să fie de discutat și anume faptul că sunt doar 60 de parcele la un număr de, cred că suntem în jur de 600 de dosare. Asta înseamnă doar 10% parcele. Suntem puși în situația în care să dăm doar la 60 de tineri care au dosare. Bineînțeles că în perioada următoare, undeva în jur de un an și jumătate, de aici încolo putem da și celorlalți tineri. Deci nu trebuie să intrăm în panică, pentru că sunt aici să rezolv aceste probleme. Toate cererile la legea 15 vor fi clar puse în practică și aprobate. Nu va exista o cerere și asta puteți să o luați ca o promisiune, încadrată în cei 2 ani în care îmi voi da demisia dacă nu o duc la îndeplinire, nu va fi o cerere care să nu fie pus proprietarul sau cel care a făcut cererea să nu fie pus în proprietate la legea 15. Eu, personal, dacă voi primi încrederea dumneavoastră în 27 septembrie, dau un termen și vă rog să-l notați și să mi-l dați ori de câte ori stați de vorbă cu mine. În termen de un an și jumătate, toate persoanele care sunt acum, care au acum dosare, vor primi acel teren. În termen de un an și jumătate, toate persoanele care sunt acum, care au acum dosare, vor primi acel teren. Bineînțeles că în perioada următoare, undeva în jur de un an și jumătate, de aici încolo, putem da și celorlalți tineri.